Această mamă are un copil în vârstă de 16 ani, care suferă din sindrom Asperger. A auzit de acest centru și după o vizită a hotărât că e potrivit pentru fiul ei, Alex, care aici are parte de îngrijire și terapie. Și pentru că joaca în aer liber facilitează dezvoltarea cognitivă și social-emoțională, Alex își petrece mult timp în natură. Cel mai mult îi place să petreacă timp alături de animalele de aici, ponei, căprițe, iepura și găini. Acest centru era ca o gură de oxigen și pentru el, dar și pentru mine și sper să-și facă mulți prieteni aici. Pentru că el, la ora actuală, el nu prea are prieteni, decât la școală are doi prieteni, având în vedere că școala acum este închisă de aproape 3 săptămâni, chiar era nevoie, în primul rând, pentru el. Ce fel de activități fac copiii aici? Fac meloterapie, terapie ocupațională, desen, pictură, lui îi plac foarte mult animalele, în special caii. Centrul Respiro oferă o curte spațioasă cu verdeață, pom și flori, unde copiii pot petrece ore minunate. Iar la interior, o echipă de specialiști face diverse activități care ajută la stimularea cerebrală și îmbunătățirea atenției, dezvoltarea simțului personalității și al empatiei față de mediul înconjurător. Încercăm să îi facem să devină cât mai independenți atât cât putem și noi și cu ajutorul părinților să fie cât mai liberi. Avem o curte destul de mare, avem și poneiul care le așteaptă, probabil ați văzut. Avem și acolo și epurașii și găinile. Menirea centrului Respiro, spun inițiatorii, este aceea de a oferi părinților o perioadă de răgaz, o pauză pentru a se putea recupera. Ne-a venit ideea de a crea un centru Respiro, pentru că am văzut că părinții sunt extrem de epuizați și am zis, haide să facem ceva, să ajutăm și copilașii prin terapii, prin activitățile făcute, dar să ajutăm și părinții cumva, prin cazarea pe care le oferim, adică pot, pot să-i lase la noi cât își doresc, o zi, două, trei, o săptămână, și ei să-și au un moment de respiro, un moment unde se pot odihni, poate chiar să plece într-o mini-vacanță. Centrul Respiro se adresează copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 2 și 25 de ani. O zi în centru costă 150 de lei și cu plin de 3 mese, gustări și diverse activități. Totodată, centrul oferă și programe de grădiniță și after school.